În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Prea iubite Părinte Parof, Părinte Aurel, Părinte Protopop, iubiți frați și surori în Hristos, cuvioase persoane consacrate, stimate domnule primar, vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit și împreună astăzi dăm mărire lui Dumnezeu. Îi mulțumim pentru toate lucrurile minunate pe care le-a făcut în viața noastră și îi cerem ajutorul de acum încolo. Suntem într-un loc mirific în care și natura ne ajută să intrăm în atmosfera Evangheliei. Fiindcă Evanghelia de astăzi are loc după coborârea de pe muntea lui Iisus. Iisus este pe muntele schimbării la față, împreună cu trei ucenici, și coborând de pe munte, întâlnește mulțimea și pe Tatăl care îi cere cu disperare ajutorul. Evanghelia este făcută să ne spună ce s-a întâmplat atunci, dar pentru a ne aduce aminte că exact aceleași lucruri se întâmplă și astăzi în viața noastră. De aceea Evanghelia este un cuvânt viu. Nu este doar o carte pe care o citim ca să vedem ce frumoase erau lucrurile odată, ci văzând ceea ce Iisus făcea atunci, să ne aducem aminte că Iisus face și astăzi exact aceleași lucruri dacă noi ne deschidem inima în fața Lui. Iisus este același și atunci și astăzi și pentru totdeauna. Dar ține de noi și de felul în care noi îi dăruim viața, felul în care Iisus acționează în familia noastră, în viața noastră, în lumea în care trăim. Cumva noi suntem responsabili pentru puterea pe care Dumnezeu o manifestă în lumea de astăzi. Și cei din vremea aceea erau responsabili. Vă aduceți aminte că ne spune Evanghelia că în Nazaret Iisus nu a putut face multe minuni din cauza necredinței lor. Și astăzi, și în alte locuri, Iisus face apel la credință. Crezi că pot să-ți fac eu aceasta? Și pe noi Iisus ne întreabă exact același lucru. Și nu în general, ci astăzi, acum. Am venit aici pentru a-i cere ajutorul. Credem că poate să ne ajute? Credem că Iisus este prezent acum, aici, exact cum era acum 2000 și mai bine de ani în Galileea? Dacă credem cu adevărat acest lucru, atunci suntem creștini cu adevărat. Și asta este lupta noastră de o viață. Cumva, credința pe care noi o profesăm, atunci când spunem crezul, de exemplu, sau Tatăl nostru, sau Născătoarea, sau Rozarul, trebuie să devină vie în viața noastră. Să credem că ceea ce spunem se și întâmplă cu adevărat. Aici e problema noastră. Să credem iubirii lui Dumnezeu. Să credem lui Iisus care ne spune, iată eu sunt cu voi în fiecare clipă, până la sfârșitul veacurilor. Mereu, tot timpul, nu din când în când, ci în fiecare clipă din viața noastră. Aici, la nivel de credință, se joacă, de fapt, viața și mântuirea noastră. Îi vedem chiar și pe ucenici că se luptă cu aceste probleme cu care ne luptăm și noi. Venim la biserică, suntem astăzi aici, dar de mâine vom fi în lumea în care trăim. Și riscăm să uităm de Dumnezeu și să intrăm în logica lumii în care trăim, care ne spune că trebuie să avem totul acum, imediat, când vrem, ce vrem, când vrem și așa mai departe. Și intrăm într-o logică a unei lumi concrete, care de fapt este mult mai puțin concretă decât pare. Fiindcă lumea în care trăim ne oferă de multe ori doar iluzii. Toate darurile pe care ni le propune sunt daruri efemere, care durează câteva clipe. Orice fericire pe care lumea ne-o propune durează câteva clipe. În orice caz, orice ne-ar dărui și oricâte ne-ar dărui, nu putem duce nimic cu noi din această lume. Așadar, tot ceea ce ne dă lumea se oprește atunci când lumea se termină pentru noi. Dar Dumnezeu ne spune și Evanghelia că noi nu suntem făcuți pentru lumea în care trăim. Fiindcă dacă am fi făcuți doar pentru această lume,
Viața noastră s-ar încheia cu moartea, s-ar încheia într-un mormânt. Ori noi știm, avem promisiunea vieții veșnice din partea lui Iisus. Noi știm că pentru noi viața nu se termină cu moartea, cu sfârșitul acestei lumi, ci pentru noi viața continuă în viața veșnică. De aceea ne rugăm pentru cei dragi, de exemplu. Dacă și pentru ei, și pentru noi lumea s-ar sfârși în mormânt, n-ar avea rost să ne rugăm pentru ei. Dar ne rugăm știind că ei sunt vii în Iisus Hristos, prin credința lor. Și așa vom fi și noi. Aici este importanța credinței, iubiți credincioși. Fiindcă doar credința ne ancorează în Iisus Hristos, care ne trece de la moarte la viață. Și dacă vă uitați cu atenție în Evanghelia de astăzi, și problema ucenicilor este credința. Vine acest om cu un fiu posedat, lunatic, cum îl numește Evanghelia, și cere ajutorul ucenicilor. Dar ucenicii nu pot să-l ajute. Îl ajută Iisus și ucenicii le iau deoparte și îl întreabă: noi de ce n-am putut să îl ajutăm? De ce n-am putut să scoatem diavolul? Și Iisus le răspunde: din cauza puținei voastre credințe. Și le mai dă două indicii. Acest neam de diavol nu iese decât cu post și cu rugăciune. Dacă ne gândim bine, ceea ce susține credința noastră este postul și rugăciunea. Dar nu numai așa cum le gândim noi de obicei. Ce înseamnă să postim? Înseamnă, în primul rând, bineînțeles, să ne abținem de la alimente. Dar înseamnă mult mai mult decât atât. Înseamnă să facem binele. Înseamnă să ne abținem de la face răul. Înseamnă să ne abținem de la ceea ce putem avea în această lume pentru a ne rezerva viața noastră lui Dumnezeu. Ce înseamnă rugăciunea? Înseamnă, bineînțeles, să facem ceea ce știm și facem cu toții. Să ne rugăm Tatăl nostru, să ne rugăm Născătoarea, să ne rugăm Rozarul, Paraclisul, Acatistul sau rugăciunile pe care noi le facem. Dar, în primul rând, înseamnă să vorbim cu Dumnezeu, să nu vorbim cu lumea asta. Știți bine cum începe păcatul în lume. Atunci când Adam și Eva nu mai vorbesc cu Dumnezeu, ci vorbesc cu cel rău. Și cel rău le spune: Dumnezeu v-a mințit. Vă spun eu cum să faceți. Și știm bine rezultatul. Păcatul și moartea. Alungarea din rai. Și pentru noi ispita rămâne aceeași, iubiți credincioși. În fiecare clipă din viața noastră, noi putem alege să vorbim cu Dumnezeu sau cu lumea în care trăim, cu prințul acestei lumi, cu Satana. În fiecare clipă noi suntem puși să alegem. Și putem alege după Dumnezeu sau după lumea aceasta. Iar alegând nu facem altceva decât să punem în practică botezul nostru. N-am spus noi cu toții la botez sau nașii în numele nostru că ne lepădăm de cel rău, de lumea aceasta și că ne întoarcem și îl urmăm pe Hristos? Ei bine, atunci când alegem în viața noastră concretă, atunci când îl alegem pe Hristos, nu facem nimic deosebit. Doar ne trăim botezul nostru. Dar trebuie să ne-l trăim. Și în fiecare clipă din viața noastră, acum, faptul că am venit la biserică, înseamnă că l-am ales pe Hristos. Puteam să facem alte lucruri după lumea aceasta, așa cum știm că fac oamenii de astăzi. Dar dumneavoastră ați ales să veniți să-L urmați pe Hristos, aici, acum. Este extrem de important acest lucru. Dar nu e suficient, că exact același lucru trebuie să-L faceți și mâine. Poate nu neapărat la biserică, dar în viața concretă, la munca la care mergeți. Lumea ne pune întotdeauna diferite oferte în față și noi trebuie să le alegem pe cele care au legătură cu credința noastră, cu viața noastră de creștini, cu Iisus. Dar cu siguranță vom fi obligați să alegem, va trebui să alegem. Nu putem fugi de aceste alegeri. De aceea trebuie să fim pregătiți și cea mai bună pregătire este Sfânta Liturghie de Duminică, care ne ajută să ducem întreaga săptămână și să ne pregătim pentru duminica următoare. Aveți un hram atât de frumos, Adormirea Maicii Domnului. Și asta ne vorbește tocmai despre Evanghelia de astăzi. Fiindcă, așa cum vă spuneam, Iisus coboară de pe muntele Schimbării la față. Ce se întâmplă acolo? Ucenicii îl văd într-o lumină cerească.
Și noi îl contemplăm prin cuvintele Sfintei Scripturi. Dar ne putem întreba ce legătură are această lumină cu noi. El este Fiul lui Dumnezeu. Dar ce legătură are cu noi? Cum putem face să ajungem și noi în această lumină? Și atunci, pe lângă lumina pe care o văd ucenicii, aud și o voce, un glas, glasul Tatălui, care spune: acesta este Fiul meu prea iubit, pe acesta să-L ascultați. Iată calea noastră pentru a ajunge la lumina schimbării la față. Să ascultăm glasul Lui. În sărbătoarea pe care de puțin timp am petrecut-o cu toți, în care ne-am bucurat cu toți, adormirea Maicii Domnului, avem prima creatură care intră în această lumină, pe Maica Sfântă. Maica Sfântă este o creatură ca și noi. Chiar dacă este binecuvântată, plină de har, Maica lui Dumnezeu și a noastră, dar este o creatură. Și în Maica Sfântă vedem ceea ce ne așteaptă pe fiecare dintre noi. O vedem pe Maica Sfântă care nu moare, ne spune tradiția bisericii, ci adoarme. Ce ne spune acest lucru? Ne spune că moartea nu mai are putere nici asupra ei, mama noastră, nici asupra noastră. De aceea Maica Sfântă adoarme, fiindcă închide ochii pentru o clipă și îi deschide pentru viața veșnică. De aceea este atât de important hramul și sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, fiindcă ne spune că și noi, copiii Maicii Sfinte, avem parte de aceeași împlinire a vieții noastre. Nici pentru noi nu există moartea ca și sfârșit, ci moartea ca și trecere. Trecerea de la această viață la viața de veci. Dar pentru aceasta, iubiți credincioși, trebuie să ne trăim credința pe urmele Maicii Sfinte. Nu întotdeauna reușim. Este experiența noastră a tuturor. De multe ori cădem, de multe ori ne îndepărtăm de Dumnezeu. Dar avem întotdeauna posibilitatea să ne reîntoarcem. Dumnezeu ne iubește atât de mult încât ne-a dăruit acest minunat sacrament, această minunată taină a iertării păcatelor. Atunci când ne îndepărtăm de Dumnezeu, avem posibilitatea să ne punem în genunchi în fața unui preot și preotul în numele lui Hristos ne dăruiește iertarea păcatelor și ne repune în drepturile noastre de moștenitori ai vieții veșnice. Astăzi vom avea și o minunată ocazie de a ne aduce aminte de hrana pe care o primim zilnic, trupul și sângele Domnului. O primim în mod cu totul special, duminica și în sărbători. Astăzi câțiva copii vor primi în mod solemn trupul și sângele Domnului. Și această ocazie, această sărbătoare să fie nu numai sărbătoarea lor, ci și sărbătoarea noastră. Fiindcă noi suntem temple ale Spiritului Sfânt. Ce mare demnitate avem să-L primim pe Dumnezeu în sufletul nostru. Să ne hrănim cu trupul și sângele Domnului. Să devenim alți Hristoși. În momentul în care ne împărtășim, atunci când primim trupul și sângele Domnului, și pentru noi, oricum am fi, răsună cuvântul Tatălui: acesta este Fiul meu prea iubit. Dumnezeu nu ne mai vede pe noi doar, ci pe noi în Iisus Hristos. Și de aceea moartea nu mai are putere asupra noastră. Să fim mândri de acest lucru, iubiți credincioși, să știm să mulțumim Domnului și Maicii Sfinte pentru aceste daruri minunate. Ce dar mai frumos ne-ar fi putut face Dumnezeu decât să ne dăruiască victoria, puterea asupra morții. De moarte se teme întreaga lume. Noi ca și creștini nu ne temem, ci ne rugăm Maicii Sfinte, ori de câte ori ne rugăm Născătoarea de Dumnezeu sau Rozarul, să fie lângă noi, când, acum și în ora morții noastre. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit. Nădejdea mântuirii, scăparea tuturor, la tine vin cu lacrimi, când sunt în durerat, la mila ta mai curând.
cine plânge oare? În jale și în nevoi și suferă durerea alături de noi. Doar inima de mamă cu sufletul curat pentru copii în dură durerea neîncetat. Străin am fost odată, străin și alungat, străin am fost odată, străin și alungat. N-aveam nici frați, nici tata, nici mama înduioșată să mângâie vreodată operașii lacrimați. N-aveam nici frați, nici tată, nici mama înduioșată să mângâie vreodată operașii lacrimați. Dar te-am găsit pe tine, Iisuse prea iubit, dar te-am găsit pe tine, Iisuse prea iubit. În chinuri și suspine la toți le-a fost rușine să vină lângă mine, tu singur ai venit. În chinuri și suspine la toți le-a fost rușine să vină lângă mine, tu singur ai venit. Necazurile